Salutare! Bine v-am găsit, dragilor! Vorbeam deja pe pauză, am început noi subiectele și ne spuneai că vrei să vorbim astăzi despre o oră favorabilă... Despre o oră foarte favorabilă pentru diferite lucruri pe care am vrea să le facem. Există o oră favorabilă? Întotdeauna. Cifrele și numerele sunt foarte bune în viața noastră ca să ne organizeze viața și să ne aducă cât mai aproape de modul în care noi ne putem îndeplini orice scop sau orice dorință. Hai să o luăm așa pozitiv. Da? Și atunci există o oră în care fiecare om ar trebui să creeze în eter, să dea către univers, către Dumnezeu sau către cine vrea el așa, o anumită dorință sau o anumită chestie. Și asta este o oră foarte favorabilă. Bineînțeles că cea mai favorabilă oră, că vorbeam în pauză noi trei, e aia între 3 dimineața și 4 dimineața, dar nu se spală nimeni la ora aia. Așa. Și mai este una în timpul zilei, adică seara, la ora 21. La 9 seara. Da, la 9 seara. Și vreau să vorbim în emisiunea de astăzi despre această oră 21, poate și în alte emisiuni să vorbim despre alte ore, pentru că la ce oră te trezești dimineața definește ce o să faci în ziua respectivă. Da, na, na, la ce oră te trezești dimineața? 5:45 ai zis. Da. Trebuie să ieși din pătrățică. Asta. Păi 5:45, dacă le adunăm pe toate, ne dă 14, da? 1 cu 4, 5. Asta înseamnă 5 cifra stimei de sine, adică eu am o stimă de sine foarte bună. Este, da? Și în ziua respectivă, stima mea de sine foarte bună o să fie dacă tot timpul ies din pătrățică, adică din rutină, adică din tot felul de lucruri care le fac tot timpul. Și adică... tu nu o să poți să stai în rutină, că te plictisești. Da. Și așa că o să ieși de acolo. Nu mai vreau asta, vreau asta la altă. Uite, asta e ieșirea din pătrățică. Mă trezesc în fiecare zi la 9:28. Dacă nu știați la ce oră mă trezesc. 9:11, 1:08, 9:19 sau 9. Vezi? Îți dă 19. 19. 19 seara. Da. Ok. Asta înseamnă eu astăzi, eu 1 astăzi, voi face ceva care, un lucru, cât de mic ar fi, să mă înnoiesc. Pac. Și voi acționa tot nouăle, timpul. Adică... Da, nouăle. Nouăle este înnoirea. Nici nu trebuie să mă gândesc la simbolism, că nu mă gândesc la nou. Nouă, înnoirea. Da? Și tot timpul eu mă înnoiesc. De-aia sunt oamenii, de exemplu, născuți pe 19, ăștia tot timpul trebuie să acționeze să înnoiască, tot timpul, că altfel să plictisesc. Voi n-aveți nicio cifră de plictis. 9 și 5, de exemplu, sunt cifre care nu suportă să se plictisească. Bine! Bravo! Și atunci orice lucru pe care îl fac în rutină nu poate altceva să facă decât să mă încadreze, adică să mă pun într-o pătrățică, pătrat. Care nu ne place. Care e copy-paste, copy-paste, copy-paste. Da? Bine, sunt bune și obișnuințele, dar niciodată o obișnuință nu putem să o gândim că de 10 ani de zile pur și simplu fac același lucru. Pentru că atunci eu voi cădea în depresie, foarte sigur, și voi avea o stimă de sine scăzută. Că de-aia după 4 vine 5. Adică cum am ieșit din pătrățică, din rutină, vine 5, cifra stimei de sine. Iau ce tare sunt eu că am ieșit din pătrățică. Ia uite-mă pe mine cum sunt liber. Și ai liber, de ce ești liber? Să fac ce vreau. Cam așa ceva. Ora 21 cum contează în cuplu? Bănuiesc că 21 e ora care prinde pe toată lumea acasă. Vine lumea la muncă și a mâncat masa împreună cu iubita, iubitul, și încep vorbele. Dacă n-ai cuplu. Da, dacă este foarte cuplu, interesant. Da, este foarte interesant la ora 21 din ce punct de vedere. Gândește așa, 2 și cu 1 fac 3. Da? 21, știe toată lumea că e cifra 9, adică e 9 seara. Da. Și 21 înseamnă 3 de 7. 7 plus 7 plus 7. Înseamnă 21, da. Da, înseamnă 21. 3 ori 7, alt 3. Alt 3. Da? E, astea, toate cifrele astea sunt cifre foarte puternice, care au un răspuns. De exemplu, cifra 3 și cifra 7 sunt pe vectorul scopului, iar cifra 9 și cifra 7, că tot așa, sunt pe vectorul creativ. Bun. Asta ce înseamnă? Înseamnă că la ora 21 eu pot să spun, mi-aș dori să fac, nu știu, să-mi iasă examenul de luna viitoare, dau un exemplu simplu, da? Ok, dacă eu 21 de zile, la 21 îmi doresc din tot sufletul meu, 2, sufletul meu, 1, cu intenție, să iau examenul cu tare, e foarte posibil să cad pe subiect. Asta e legea atracției. Asta e legea atracției. Dorești, pot să atragi. Asta e legea atracției, dar trebuie să o faci într-un clar algoritm. Nu poți să o faci așa la mișto. Vreau să-mi doresc cu tare lucru și îl fac în tramvai, mai îl fac pe la ora 5, mai îl fac pe la ora 2. Un scop pe care îl programezi. Trebuie cu un scop pe care îl programezi. Știi? Adică eu știu că la 21, timp de 21 de zile, sau 30 sau 40 maxim, eu trimit în univers scopul ăsta. Noi continuăm discuția, ne întoarcem după ultima pauză și mai sintetizăm un pic să vă zicem concluzia. Ziceam de cifrele, de 21. De 21, rămăsesem la discuția despre ora 21. 21 este o cifră foarte completă. Gândiți-vă așa, că 2 și cu 1 fac 3. Primele cifre, 1, 2 și 3, sunt integrate în această cifră 21, pentru că 2 și cu 1 este egal cu 3, deci
astea trei cifre, 1, 2 și 3, sunt pe vectorul acțiunii în numerologie, ele sunt interpretate așa. Adică orice se poate întâmpla vis-a-vis de orice acțiune pe care tu ți-o dorești. Mai mult decât atât, ora 21 formată din 1, 2 și 3, așa cum am spus, respectă un principiu uman foarte concret și clar, despre care noi cred că am mai vorbit, despre percepție, emoție și interpretare. Deci modul în care eu interpretez, percep și simt un lucru, acel lucru se poate transforma în realitate mai devreme sau mai târziu. Uh-huh. De atunci, la ora 21, conform acestui percept de percepție, emoție și interpretare, eu orice lucru îl dau în eter, oriunde, el se poate îndeplini în funcție de cât de mult îmi doresc treaba asta. Tehnica respectivă este că mai vine în interiorul 21 și puterea minții 1 și 2 puterea emoției și 3 puterea informației pe care le-ai o am, ca și nivel de subconștient. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toate lucrurile din educația mea care am fost învățat, tiparele mele, tot ce am fost eu învățat în viața asta, vin acolo și mă ajută și ele. Uh-huh. Mai mult decât atât, la ora 21, noi avem un triunghi, iarăși un 3, de 7, că 3 ori 7 fac 21. 7 este cifra, este cifra înțelepciunii, da, dar ce e aia înțelepciune? Cel mai simplu înțelepciunea este să nu mai repeți greșelile pe care le-ai făcut în trecut. Doamne. Asta e cel mai simplu de vinție. Să-ți aduci aminte de greșelile pe care tu le-ai făcut și să nu le mai repeți. Sau să-ți aduci aminte de lucrurile minunate pe care tu le-ai făcut și eventual, dacă te ajută, să le potențezi mai bine. Era o cifră puternică în basme și cu încărcătură. 7 este cifra înțelepciunii și în gaz. Șapte, da. Țări, de ce? Adică el a avut timp să se înțelepțească, de-aia a mers peste 7 mări și 7 țări. Uh-huh. A plecat într-un fel și a ajuns mai înțelept acolo. Cifra mea de destin este 7. Uite unde e înțelepciunea. Și întotdeauna reușești al treilea, gândește-te. Reușești al treilea de ce? Pentru că 3 este cifra analizei, a minții și a creativității. Uh-huh. Și orice om care știe să analizeze, să fie creativ și pur și simplu spune mintea la contribuție, nu faci așa la impuls, poate reuși orice lucru. Vezi, al treilea dintre frați, cel mai mic de obicei reușea și în basme. Da, da. Cum se întâmpla oare? Uite cum se întâmpla, că e la mai agil și mai deșteptut. Se zice că ăștia făcuți la bătrânețe ies ori genii, ori cu probleme. Eu n-am avut deci noroc. Deci să mai fac asta era. E la fel? Geniu și ăla cu probleme sunt cam la fel. Sunt cam la fel, da. Roman Popescu și școala de numerologie. Școala de numerologie, da. Nu? Putem să găsim pe Facebook, putem să găsim pe net. Romeo Popescu și școala de numerologie sunt legate, da, foarte puternic. Pe unde mai mergi în viitor apropiat? În viitorul apropiat o să plec la Brașov din nou și la Târgu Mureș au absolvit cei de acolo. Am fost înainte să vin la voi la emisiune săptămâna trecută. Primi și diplomă? Da, bineînțeles, să primește tot ce trebuie. A, așa, și am început o nouă grupă în București, în Brașov, în Ploiești și la Târgu Mureș în toamnă și, bineînțeles, și la Timișoara. Va începe tot în toamnă, luna noua. Por la treabă. Școala de numerologie. Ai nevoie. Ce ai treabă? Foarte multă. Și ne vedem săptămâna viitoare cu Romeo Popescu din nou și cu voi. Știți când ne vedem? Mâine la aceeași oră, 11 mâine și... Păi, mâine treci săptămâna asta, să vezi. Mâine încearcă să te trezești cu 5 minute mai târziu, să vedem dacă se schimbă ceva în rutina ta zilnică. Florine, nu știu, că mie se mereu altfel. Mie se pe dos de loc de 5:45. Mă trezesc mai devreme de 5:45 decât e setată alarma. Cum fac? Ora aia îmi doresc doar să mai dorm 5-6 ore. V-am pupat, ne vedem mâine la 11 și ceva. După ne-a.